Toate forțele politice sunt divizate în două mari grupuri. Partidele politice și politicieni care se gândesc la viitoarele alegeri și partidele politice. În cazul nostru este Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, care se gândește la viitoarele generații, la viitorul acestei țări. Предатели предают прежде всего самих себя. Защитим нашу родину!